Am cumpărat bilete și către următoarea destinație. Din păcate n-am avut prea mult succes. Dar și aici, deci s-au uitat urât la noi, cred că vreo 20 au trecut prin spate. Așa că dacă ne țin picioarele, poate urcăm până sus. Deci cred că ar trebui să ne rugăm și noi, nu? Pentru sănătate sau pentru bani? Și nu o să credeți cât am dat pe ea, a venit. Și bineînțeles că m-a lăsat aici. Nu știu exact cum se obțin aici permisele. Singura problemă aici, din punctul meu de vedere, este că pun zahăr în orice. Bine ați venit în Thailanda! Urmează o călătorie în care vom străbate țara de la sud la nord și de la est la vest. Vom porni chiar din capitala Bangkok, vom ajunge în nordul sălbatic, vom vedea o mulțime de temple budiste, vom interacționa cu elefanții, vom face trasee, vom înota în apa turcoază a mării Andaman și ne vom relaxa pe cele mai frumoase plaje paradisiace. Așa că... Bine ați venit în Thailanda! Bună dimineața din nou de aici, din Chiang Rai. Începem o nouă zi în forță. Aseară ne-am plimbat un pic prin oraș, am fost și la un masaj foarte bun în centru. Iar... La doar 200 de bați ora. Mi s-a părut un preț extraordinar pentru... E foarte ieftin. Iar astăzi începem în forță cu niște treburi administrative și pornim spre autogară. Da, va trebui să găsim un autobuz pentru următoarea destinație. Deci să mergem. Am cumpărat bilete și către următoarea destinație. Ne-a costat 400 de bați. O să vedeți în vlogul următor care este această destinație. Gata cu treburile administrative. Ne îndreptăm către templul albastru. Și iată-ne aici din nou la Blue Temple. Acolo în spate. E puțin mai răcoare ca ieri. Și culmea, când a fost ieri mai groși îmbrăcați. Da, și este cam întunecat afară, de semne de ploaie. Avem pelerinele de ploaie la noi, nu ne oprește asta. Dar să sperăm că va ține cât de cât vrea cu noi. Sperăm că opărim ploaia. O să facem niște poze pe aici și... Mergem mai departe. Mergem mai departe. Din păcate n-am avut prea mult succes, e foarte aglomerat. Trebuie venit dimineața, de când se deschide, că nu, n-ai nicio șansă. Cred că chiar și înainte, că având în vedere că e în aer liber, posibil ca doar templul să deschide la 8 dimineața. Da, și asta, nu, deci este full, n-am putut, o să vedeți, adică ați văzut deja, nu... N-ai cum, era plin de oameni, am încercat să facem niște poze la intrare. Facem poze de grup. Da. Am făcut niște poze la intrare, cred că o să punem vreo 2-3, sper că a ieșit ceva. Dar și aici, deci s-au uitat urât la noi, cred că vreo 20 au trecut prin spate, cât am ocupat și noi o bucățică acolo, am ocupat un monstruos de la intrare. Pe care oricum nu-l voia nimeni, aproape. Aproape, dar toți voiau să facă poză cu intrarea, înțeleg cumva, dar... Mai e și chestia că par foarte multe tururi organizate, pentru că vin cu microbuze aici. Da, veneau microbuze și ne dădeam seama că gata, nu mai avem șanse. N-am făcut atunci când trebuia, în primul moment când am venit, 5 minute mai târziu, gata, s-a umplut tot. Acum ne vom încerca norocul, poate avem mai mult ura asta, la următorul templu. Nu e chiar genul de templu la care mă așteptam eu să ajungem. Se pare că am ajuns la... statuia pe care am văzut-o ieri din templu, The Big Buddha. Ne zice Cristian și cum se cheamă. Templul Wat Huay Pla Kang. E că ne săriți un pic asta, nu? Și o să ne plimbăm pe aici, avem multe scări de urcat. Și să vedem ce ne pregătește. Pare că avem două temple, de fapt, sau două clădiri care arată templu și o statuie imensă. Am urcat un pic până la Big Buddha, mai avem ceva de urcat. Wat Huay Pla Kang este un templu budist ce se află pe un teren impresionant de mare cu multiple clădiri, cu un templu de 9 etaje și este înconjurat de 12 pagode. Frumusețea locului este dată de faptul că noi aici suntem conjurați de păduri, de aluri, munți, iar această statuie impresionantă pe care o vedem aici are 79 de metri înălțime, iar din ce am citit, cred că putem să urcăm, să avem o vedere mai bună asupra întregii regiuni. Așa că dacă ne țin picioarele, poate urcăm până sus. Am citit că există și un lift, totuși. De asemenea, aici vin foarte mulți oameni să se roage zilnic, pentru că se spune că dacă vii și te rogi în acest templu, o să fii răsplătit cu sănătate și bani. Deci cred că ar trebui să ne rugăm și noi, nu? Pentru sănătate sau pentru bani? Pentru ambele. Haideți să mergem și noi să vizităm mai mult, avem de urcat. Am luat și biletele, urcăm cu liftul totuși, că sunt destul de multe scări. Ups! Ne-a costat 40 de bați de fiecare. E un preț, zic eu, foarte bun pentru efortul pe care trebuie să-l depunem să urcăm scările. Așa că hai să mergem în vârf. Cam așa se prezintă vederea panoramică și cam așa arată și interiorul statuii. Este foarte frumos decorat, pietricele, cu o groază de statui, de flori sculptate. Noi o să coborâm și o să mergem să vizităm și celelalte clădiri, pentru că mai avem de văzut aici. Pentru cine nu vrea să urce scările, există și varianta gratuită de a urca și coborî cu trenulețul cu Hello Kitty. Noi cred că vom alege toți scările. Acum îl așteptăm pe Razvan cu mâncarea, pentru că am luat aici de la un fel de cantină a templului, am luat ceva de mâncare și nu o să credeți cât am dat pe ea. A venit. Nu e foarte mare porția, dar... A fost 20 de bați. 20 de bați, în caz că nu s-a auzit de la Razvan. Este orez prăjit cu creveți și... E făcut fix acum că bambus când răscutea din tigaie. Și să știți că este foarte, foarte curat și arată extrem de bine și scaunele și mesele, iar fiul e genial. Numai pentru view te așezi, poți să dai bani pe mâncare și dacă nu era bună, merita din plin pentru acest view. Nu prea ne e foame, de asta am luat doar o porție. Avem o Fanta verde fosforescent, nu mă întrebați de ce. A fost aproape la fel de scumpă ca mâncarea. Da, asta a fost 16, asta a fost 20. Haideți să mâncăm. Vedem cât de bună. Ne pare gust foarte bun. Ok. Mâncăm și revenim cu ce o să se mai întâmple în viețile noastre azi. Ok, deci am lăsat scuterul mai jos pentru că am greșit drumul și am zis hai că urcăm panta pe jos. Dar Razvan s-a gândit la un moment dat că bă, dai prea mult de urcat. Așa că eu am rămas pe jos printre cocoși, găini, se văd pe acolo. Un peisaj foarte frumos de altfel, iar el urmează să ajungă. Deci cred că ajung sus până ajunge el. L-aud, cred că l-aud. Ah, uitați-l. Și bineînțeles că m-a lăsat aici. Mi se pare frumos din partea lui? Mie nu prea. Și cred că a greșit și drumul. din nou. Revin. Fie nu greșise drumul, doar s-a dus în parcare. Ți se pare frumos ce ai făcut? Da. Ce-am făcut? Ai trecut pe lângă mine în viteză. Aia? Puteai să mai ieși pe mine. Din mers. Din mers. Suntem la un alt templu. Se pare că astăzi e ziua de temple. Ca și ziua de ieri de altfel, dar aici avem Wat Phra That Doi Chom Thong. Nu s-a putut fără telefon. Dar are un nume foarte, foarte complicat, să-l trec undeva aici jos. Este unul dintre templele pe care le găsești pe orice listă la Mastu în Chiang Rai. Este drăguț, este diferit de celelalte, aici este foarte auriu, are o construcție aurie, da, oricum. Buddha auriu aici pe o margine cu vedere la pădure. Da, niciun templu nu seamănă cu celelalte aici, deci fiecare are ceva, nu știu, unic. Spatele nostru se aud cocoși de zori, am filmat un pic și pe drum. Mai mergem la încă un templu mai în oraș și după... Că vom pune capăt seriei de temple din Chiang Rai. Da, cred că a fost suficient cât am reușit să vedem în 2 zile. Oricum, sunt foarte multe, nu cred că într-un timp atât de scurt poți să le vezi pe toate. Am ajuns și la ultimul templu pe care îl vizităm aici în Chiang Rai. Numele este Wat Phra Kaew. O să punem numele, nu știu dacă pronunț bine. Pentru ce este renumit și de ce este pus pe listă? Pentru că aici găsim o copie a lui Buddha de smarald și există și o legendă pe baza acestuia. Iar acest Buddha de smarald care veghează asupra Thailandei a fost prin mai multe locuri. Putem vedea de pe panou de la intrare că a fost prin Chiang Rai, Lampang, Chiang Mai, Laos și acum se află din 1778 în Bangkok, în Grand Palace. Noi aici vom vedea doar o copie a lui, însă na, o să considerăm că este cât se poate de aproape de realitate. Locul arată foarte drăguț, este foarte liniștitor, bun de o plimbare, într-o zi toridă mai ales. Terminăm așadar excursiile la templele din Chiang Rai. Sperăm că v-au plăcut. Nouă ne-au plăcut. Dacă aveți mai mult timp, luați-le mai pe rând și petreceți mai mult timp la ele. Noi ne-am grăbit în 2 zile. Dar am văzut multe. Multe, da. Suntem un pic obosiți. Acum o luăm spre oraș și ne hotărâm pe drum care e următoarea destinație. Se pare că planul pe care îl aveam nu se va materializa. Am vrut să mergem la Târgul Florilor, nu? Da, Piața de Flori. Piața de Flori. Doar că se pare că e închis, probabil nu mai e sezon. În schimb, o chestie drăguță pe care am găsit-o aici e ora la care copiii ies de la școală și, din ce am observat noi, își iau câte o gustărică și există lângă școală diverse tonete din astea cu chestii super, super ieftine și copiii pare că își așteaptă părinții jos pe asfalt. Plecăm de aici către o altă atracție a Chiang Rai-ului pe care nu cred că v-am arătat-o, și anume Clock Tower. Nu știu exact cum se obțin aici permisele sau ceva, pentru că am văzut copii, cum sunt și cei din spate, nu știu dacă se văd, care conduc scutere. Nu cred că au mai mult de 13-14 ani. Max. Dar, na, probabil la ei o fi vârsta mai mică pentru permis. Nu mai ziceam că mai conduc câte 3 pe un scooter, adică... Da, deși nu știu copii dacă am văzut atât de mulți. Am văzut acum pe lângă școală, dar inclusiv copiii ăștia mici sunt cărați, n-au nicio treabă pe scooter cu părinții, adică... Da. Asta e, ei se nasc pe scooter, efectiv. Am ajuns și la Clock Tower, noi am mai fost zilele trecute, însă nu am filmat. Este practic un obiectiv principal, punctul principal al orașului. Centrul. Centrul. Și este un ceas, un turn cu ceas auriu. Și de aici știm care e distanța față de centru. Noi facem cam 5 minute pe jos până aici, deci este super ok. Aici în stânga, dacă nu mă înșel, este Night Market-ul, la care o să mergem și noi mai târziu, că momentan e destul de devreme. Și tot pe acolo a fost și stația de autobuze la care am fost azi dimineață și o să mergem și mâine când plecăm. Uite un cățel thailandez. Uite al doilea cățel. Ne-am oprit la o cafeluță, de fapt nu chiar o cafeluță, mi-am luat un matcha și Razvan un fresh, cred că de kiwi, cu gheață, cu gheață multă. Și ne-am oprit la Cafe Amazon, care am citit că e o franciză thailandeză, am zis hai să vedem cum e, pare un fel de Starbucks. Și astăzi nomaduim digital. Să mai facem puțin curat prin poze, pentru că avem mult prea multe. Da, nu ne ajunge spațiu până terminăm tot tripul ăsta, în ritmul ăsta. Ne terminăm băuturile și probabil vom pleca să lăsăm și scuterul. Și ne auzim după aceea. Returnăm și scuterul, cu care am făcut cam 73 de kilometri. A fost destul de ok. Acum să ne recuperăm și garanția și vom merge să ne primăm prin oraș. Mai merge Cristian să vedem un templu? E unul aici, pe dreapta. L-am mai văzut de afară, dar nu, eu nu sunt îmbrăcată potrivit. Bine, ok, nu mergem. Am văzut pe afară și aseară. Arată foarte frumos, cred că arată mai bine pe seară asta, că e super luminat. A, și pentru că nu am luat camera aseară, dar acolo am mâncat. Se și vede locul unde ne face neapărat mâncare. Asta e un market local și era foarte full, adică de-abia am găsit masă, am gândit o masă. Dar majoritatea oamenilor mâncau cam în același loc, adică la aceeași chestie. Toată lumea, deci coada era la o singură chestie și cu niște farfurii imense, cu un ou prăjit pus deasupra, asta a văzusem. Și ne-am dat seama, dar cred că după ce am mâncat 3 din 4 bucăți, că am mâncat ou de 1000 de ani, îi zic ei, e un, mă rog, un ou ținut foarte mult. Da, da, sincer nu avea niciun gust diferit. Nu ne-am dat seama, poate dacă știam dinainte Eram mai reticenți, dar n-am știut. Răzvan a mâncat deja și și-a dat seama după și era, hei, am mâncat. Ne-am dat seama doar pentru că era trecut cumva în plus pe meniu, cred că l-am cerut noi sau ceva. Aveam ceva în plus pe meniu, cred că ne-a întrebat și noi am fi zis da, pentru că am auzit doar egg și am zis ok, da, cu ou să fie. Și da, sincer n-are niciun gust așa, wow, cred că mai mult e psihologică chestia. Noi auzim de el în Asia Express la un moment dat, când a fost în zona asta de Asia. Da. Dar da, n-a fost rău. Da, acum porțile mari, nouă ni s-a părut super bun. Și acum mergem la un alt loc pe care l-am găsit aseară. Arăta super drăguț și ne-a făcut de acolo cu ochiul Tom Yum. Să vedem dacă mai au și altceva pe meniu. Da, aseară ne-am luat un shake. Bun, de altfel. Singura problemă aici, din punctul meu de vedere, este că pun zahăr în orice, adică chiar și totul dulce. Chiar și shake-ul de căpșun, care e destul de dulce și nu mai deranja o tentă un pic agrișoară, bagă zahăr în el la greu. Ne-am așezat la Pung Cia. Locul arată super drăguț și mâncarea arată foarte bine pe mese. Stăm pe niște scaunele micuțe și am primit și ceai din partea casei. Cred că l-am pus cam plin. Și o altă chestie interesantă e că îți scrii singur comanda pe hârtie și o dai ospătarului. Revenim și cu mâncarea, să vedem cât de bună e. Ne-au ajuns și Tom Yum-urile, care se prezintă cam așa. Se pare că avem și un crevete foarte mare, scoici, calamar și cred că tăieței. Și toate astea pentru, a fost 55 de bați fiecare. Deci mi se pare un preț super, super mic. Și 25 lapte cu miere. Da. Suntem total fascinați de prețurile de aici. Vrem să ne mutăm aici. Hai să mâncăm! Hai să mâncăm! Da, se pare că tăiții sunt de aceea la supă instant. Hai să gustăm zeamă măcar că... Nu vreți să mă opresc? Nu. Cristiana o să se distreze. E foarte picantă. Yay! Haideți să mâncăm. Gata și cu masa. Dacă ajungeți pe aici, recomandăm foarte mult acest loc. Foarte bun, adică... Foarte bun și oamenii foarte, foarte drăguți. Ca peste tot de altfel, da. Adică... Dar erau foarte simpatici și mâncarea foarte bună și am luat până la urmă și un desert, best seller-ul lor. Da, banane prăjite, pe scurt. Da, un fel de banane prăjite. Erau și cu ceva cocă. Părea un restaurant corean asta. Mă rog, restaurant. O chestie așa mai la noi este... Hippie. Hippie, da, e de hipster. Da. Aici, cred că se încadrează în peisaj. Acum ne grăbim spre cazare, să ne facem și noi un duș, că avem programat și un masaj thailandez. Da, am zis să încercăm și masaj la noi la cazare, da. Pentru că avem și reducere. Nu că ar fi fost prea scump, adică puteam să-l luăm și fără reducere. Dar... Da, dacă tot este acolo la parter, de ce să nu facem și acolo? O să povestim după cum este masajul thailandez. Eu m-am mai auzit și din ce știu te cam întinde pe toate părțile. S-ar putea să nu fie chiar relaxant, adică din ce am înțeles nu e chiar relaxant. Mi-a dat și mie spoiler că eu nu știam foarte, foarte bine cum e. Păi ca să știi de ce trage de tine. O să ne plângem după, dacă e. Haideți să vedem. Se pare că cel puțin la 7 fix, Clock Tower are și un spectacol de lumini. L-am prins total random și nu știam exact de ce sunt atât de mulți oameni acolo. Da, nu știam. Interesant. Am văzut doar că s-a făcut deodată roșu și nu înțelegeam de ce și după a început să și cânte. Dar înainte, o mică oprire la Night Market. Am uitat de el în graba noastră. Aseară am trecut foarte rapid pe lângă el. Astăzi le-am văzut și noi mai bine, că sunt două zone de mâncat. O zonă de fructe, numai cu fructe, haine. Mai multe chestii cu haine, da. Găsești ce vrei și ce nu vrei, ca peste tot. O să promitem că o să mergem în Night Bazarul din Chiang Mai, mai mult decât am fost în asta. Ne mai trebuia o zi în plus. Cred că încă o zi mergea, ca să ne bucurăm mai îndeaproape de oraș și probabil nu mai fugeam atât de tare pe la temple. Cam aici cred că se încheie și acest vlog. Ne-am masat corpurile. Suntem semi-adormiți acum. Da, am încercat de răsputeri să nu adorm pe masă acolo. Oricum, n-a fost atât de rău pe cât m-a pregătit Cristina. Hai că a tras pe mine, m-a durut la un moment dat, dar am tăcut din gură, am suportat. Așa că ne încheiem seara cu niște băuturi. Nu știm exact ce sunt chestiile astea, dar sper să fie bune. Și dacă v-a plăcut acest vlog, dați-ne un like, un subscribe și un share. Și ne revedem în următorul. Vlogul următor.